Din fericire, în momentul în care a izbucnit incendiul, nicio persoană nu se afla în imobil. Localnici au fost cei care au sesizat pompierii după ce au observat un fum gros care se ridica de sub acoperiș. Nu vedeți, nu se știe de la ce loc, de aici au pornit fum. De la ce? Nu se știe nimic deocamdată. Nu știu nimic concret. De la ce? Am văzut, am venit acasă, dar nu se știe nimic. Clădirea este total avariată, niciunul dintre spații nu mai poate fi folosit. Localnicii au reușit să mai scoată câteva din bunuri, dar pagubele sunt uriașe. Aveați multe medicamente în depozit? Aveați... Nu, erau foarte multe. Nu, dar le-am salvat. Da. Ați reușit să le scoate? Da, le-am salvat. Nu v-a fost teamă să intrați când ardea clădirea? Nu, doamnă, că au sărit toți oamenii, toți vecinii, toată lumea. Da, nu. Să salvați medicamentele. Salvăm medicamentele și acte și documente și tot ce se poate salva. Au rămas rafturile, frigideri și alte care nu s-au putut scoate. Aveți unde să relocați această farmacie? Nu știu. Nu pot să vă spun. Poate să lucrăm satul române fără farmacie acum? Nu cred. O să luăm legătura cu domnul primar și o să rezolvăm într-un fel. 30 de copii au rămas fără grădiniță, iar dispensarul și farmacia, singurele din satul Budișteni, nu mai au spații de funcționare. Autoritățile trebuie să găsească acum soluții pentru rezolvarea problemei. Există în apropiere, la 500 de metri, fosta școală Budișteni, care anul trecut s-a închis din lipsă de numărul de copii. Numărul de copii a scăzut din ce în ce mai mult. Sunt 15 săli de clasă funcționale în momentul de față. Deci nu e asta problema. Pentru farmacie? Pentru farmacie găsim soluție, vedem. Deci cred că este problema doamnei, mai mult doamnei farmaciste, care cred că o să găsesc. Nu pot să-mi dau seama, vă dați seama că focul în sobe nu s-a făcut acum că a fost foarte cald. 3 ore le-a luat pompierilor să stingă incendiul. A fost nevoie de intervenția 4 autospeciale și a unei mașini cu scară. Intervenția a fost foarte dificilă din mai multe considerente. Suprafața foarte mare a construcției, aproximativ 300 de metri pătrați. Faptul că nu are placă de ciment între acoperiș și parter. Și distanța destul de mare la care ne-am orientat în navet, aproximativ 3 km. Ancheta preliminară a stabilit drept cauza incendiului un scurt circuit. Localnicii sunt însă de altă părere. Oamenii cred că cineva a folosit foc și fum pentru a scăpa de câteva cuiburi de viespi care se aflau sub streașina clădirii.